A spus Domnul așa, răscumpărați vremea care mai este foarte scurtă de libertate. Dar nu ceea ce am auzit noi că se vorbește acum. S-a pus subiectul de discuție la oamenii mari, care pun și plănuiesc unele lucruri și în subiect și în mijlocul discuției este biserica lui. Este doar un paravan pus așa să vadă că cu biserica n-are nimic, o zis Domnul, dar nu, nu. Domnul a zis că asta o rânduit el ca biserica să mai prindă putere pentru vremurile care vin. Îi în discuție biserica lui Dumnezeu, creștinismul. A spus Domnul așa, dacă vă voi arăta ce vă așteaptă generația voastră, zice, nu vă va interesa nimic de pe pământ. A spus Domnul, altar după altar, fiecare familie în parte, vine vremea când se vor strânge unele lucruri și unele familii, unele, vor trece cu Dumnezeu prin unele experiențe care vor fi auzite de întreg pământul. Unii stau într-o nepăsare totală, a zis Domnul. A spus așa Domnul, răscumpărați vremea și strângeți ulei în candelă. Vremea care vine e vreme grea. Vor fi închise bisericile pentru totdeauna, nu pentru un an. A spus Domnul, biserica mea nu voi lua-o din locarurile astea. Oi voi lua-o din căști cum s-a început, așa o voi lua biserica. Asta Domnul ne-a dat încă harul să ne pocăim. Deci dacă încă nu ai altar după altarea rugăciunii, din seara asta, haideți să răscumpărăm vremea. Frați și surori, pare că nu ne bate nimeni la ușă, ne-am obișnuit cu pandemia, ne-am obișnuit cu amenințările, dar vine vremea când noi, biserica, dacă tot ne laudăm că suntem credincioși, vine când biserica va fi dusă în mijlocul oamenilor, se va vedea atitudinea bisericii, rezultatul la altarul rugăciunii, și-a spus Domnul așa, la altar, la rugăciunii, dacă se face altar după altar, acolo la altar, Domnul ne va lumina cum să procedăm în continuare și ce hotărâri să luăm. Nu mai alergați în stânga și în dreapta, că unii alergați și în stânga și în dreapta ce spune Domnul, cum să fac. Și altarul al rugăciunii nu este deloc. Lăsați lucrurile astea de nimic și cu toții să le lăsăm. Genunchii jos și altar, frați și surori. Dumnezeu nu vorbește în vânt. E suveran, e stăpân, e autoritar. Și nu America, nu România, nu Bruxelles are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Domnul Domnilor. Mărirea Lui în veci. N-aveți altarul rugăciunii, zidiți-l. De ce stați nepăsători în casa Domnului? De ce lăsați descurajarea să vă îngenuncheze? Rugați-vă lui Dumnezeu. E normal să ne ocupăm de lucrurile pământești. Nu ne sperăm, ne continuăm mersul. Dar să punem preț mai mult pe rugăciune și prezența cu Dumnezeu și unii cu alții. Și Dumnezeu să ne ajute să avem altar după altar. Ai avut altă ocupație? Altar. Ai avut alte gânduri? Altar. Tot să ne ducă gândul la altar. Nu lăsa copilul să crească la 14 ani, să-l pui să te roage. Învață-l de la un 2 ani de zile să te roage. Când alte părți să se uite, știe, are minte. Cum de lucrările Domnului nu are minte, dar lucrarea diavolului are minte. Frate și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze.